Vreau să invit doi oameni dragi sufletului meu să vă înveselească puțin. Sunt legende ai noștri, sunt din punctul meu de vedere extraordinar de talentați și de profesioniști în ceea ce fac dumnealor. Momente vesele cu Liviu Petriș și Marcel Mureșan, nănașii! Aplauze pentru acești minunați oameni și totodată minunați, pot să spun, actori. Încă o dată aplauze! Atențiune, atențiune! Să nu ziceți că n-ați auzit doba. Luni dimineața, toată lumea la primărie că se dă pământ și care n-ați avut. Marți dimineața, toată lumea cu câinii la vaccinat și care n-aveți. Luni după amiază, toată lumea la spectacolul festiv 8 ani Hora TV și care n-ați fost chemați. Nu le băga lucernă, mă, băgale la socrăta împoiată. Ce te strigi, bă, că te oameni ești? Să trăiesc, domn primar, eu nu strig, eu dezinformez. Dar cine ești tu, mă, să dezinformezi? Cine ești tu? Mass media, televizorul, radio, presa și așa mai departe. Să trăiesc, domn primar, și bine ați venit aici la noi, că să vă spun drept, am știut că veniți, că am avut un semn. Ce semn? Optica pendula și era cât paci să-i spargă capul la socră mea. Și? Și, doamne, bate-l ceas, mereu rămâne în urmă. Aha. Da. Domn primar. Da. Dacă tot ați venit aici, o întrebare. Stați mult aici la noi? Bă, cât m-ai simțit bine? Eu așa puțin. Auzi, da. Da. Bărbații unde-s? Nu, bărbații la lucru, numai noi chiar de vremea participă la Hora TV. Bă, da, femeile. O, femeile la televizor, vorbește domnul Vasile Coca. A, pe cine să le scoată de acolo, nu? Du-te după el. Ha? Du-te după ele. Nu mă du nicări, nu mă du nicări. Hai să putem începe ședința, mă. Proces verbal, că am și început proces verbal. Du-te după ele, mie le rădejar în cap. Ce? Că stați numai acolo în primărie, numai beți și mâncați? Adică noi nu contăm în comuna asta? Ce? Pe noi nu ne întrebați în veste să facem? Du-te-mă după el. Hai să începem ședința. Proces verbal încheiat. Azi? No! A dus ulei, mă. La ședință... Adus ulei, mă! Nu mă duc nicări, domnul primar. Ziceți înainte că am uios femeile. Nu, stai așa. Stau. Stai așa. Stau. Te scriu aici în procesul verbal. Da. Dumneata. Așa. Îi sexul slab a comunii. Ioi, ce-o și eu, domn primar? Sexul slab. Slab e sexul dumneitale. Ei, bade Petrișule, măcar dumneata, nu m-a mai ocări. Dar că... ce-ai pățit, domn primar? Bucă de năcăjit îs eu. Mă, aseară, că am fost până la Zălau, s-a trag niște fonduri. A, păi da, că ești tânăr, ai muniție. Și cole pe pod la Vârvoara, am lovit oarice mare și negru. Mole? Da, mole, întrăznic, că mi-am îndoit aripa din dreapta. Mă, și nici până am unul știu ce-o putu him. Mă, da. Vaci de alea roșii pe acolo pe lângă Vârvoara, are oarecare? Numai albe, care au, care nu... Mă, da, ghibul. Ghibul de aia negri? E. Nici de leac, nici unul, domn primar. N-ai clar. Ce e clar, domn primar? Cred că l-am lovit pe popa. Nu ia și nimic să facă bine să nu umble noaptea la spovedanie.
Na. Că bine zici. Că te văd așa amărât și năcăjit, schimbat la față. Am eu un medicament pentru dumneata, domn primar. No, nie. Stai, nu te păzi. Amu, da, la mine am schimbarea la față. Aha, să și vede pe dumneata că... Aha. No. No. Stai un pic. Ha. Oi. No. Nu mai stai un pic. Oi. No. No. Ei, nu te ai eu, te că bun țugai. Ai. Ți ciumurli, domn primar. Hai. No, ce zici, cum e? Trăznet. Ce ai gândit că e din ajutoare? 60 de grade pe scara Richter. E din pruna socri. Pune-o jos. Pune-o jos. Dar n-o gătăm. După ședință. Nu începe dumneata ca hai că numai mâine, nu-i poi mâine. Și la noi în comună să ține un simpozion pe teme agricole. Pentru asta. Da. În sarcina noastră ptică. Ce ptică, domn primar? Bă, ptică ca oamenii care vin să se simtă cum nu se poate mai bine. Bun, așa. Ce zici? Păi, fă-mă mamă mototol ca să scap de protocol. Sala de la cămin. Da. Bec. De câțivați? Bă, lună și bec, curățenie. Pe așa ziceți, domn primar, curățenie. Bun, mai departe. Vezi să tăiești un porc. Iară? Iară, dară-mă, ce să fac eu dacă la domnii cu simpozionul numai mușchii le place? Bun, mai departe. Nu mere mai departe. Bă, putem să le asigurăm așa ceva, ori nu putem? Putem. Cum plecați dumneavoastră de aici, cum apuc să alerg porcii să facă mușchi? Hai cu ta. Ar mai fi o treabă. Care, domn primar? Cine-mi face mie cuvântul de închidere? Dar pe cine vreți să închideți, domne, iartă-mă? Bă, închiderea simpozionului. A, pe așa ziceți, bă. Eu aș zice să o însărcinați pe doamna contabilă de la primărie. Însărcinați-o, domn primar, că se pricepe. Dar face niște materiale. Toate organele care au trecut pe la dumneai o lăudat-o. Că dumneai mere direct și la obiect. Tădeauna ieși bine. O pe contabilă. Păi deci. E, da, păi e. Bă, dar unde aflu eu pe contabilă? Pe care contabilă? Bă, de la primărie. A, de la primărie. Păi ea, mereți pe ulița asta, treceți pe lângă școală, nu vă băgați. Nu mă. Faci stânga pe ulicioara aceea, treci pe lângă bufet, nu te bagi. Faci dreapta, treci pe lângă văduva Florica. A, ce mă bag? Te bagi dejaba. Că doamna contabilă stă aici în spatele nostru. Bine, las că da. O ia flaiu. Așa. Bă, da, da. Dacă te vin oamenii aceia. Nu. Ar mai fi o treabă, mă. Care, domn primar? Bă, noi ce le arătăm? Bă! Da! Să vadă că avem și noi, nu? Care avem, care nu? Nu zic la un nivel foarte ridicat. O fode mult, oi, oi. Cât de cât, bă, la nivel. Da. Eu zice să arătați dumneavoastră că sunteți mai tânăr. No. Bă. Da. Bă, fii atent. Fiu. Îi ducem la secția de tractori. Oi, 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 oi. Le arătăm acolo tractoare, tot mecanizare, minuni. Bă, da. Da. Tractoarele seamănă? Seamănă, domn primar. Bă, tăte? Tăte, că tăte ești roșii. Iară le-ați descompletat. Suntem români, ce să facem? Ai de mine. Bă, da. Stai așa. Stau. Mai ai dumneata ferma aceea de capre? Doamne, îți mulțam că deja ai pe rod. Cum să fie pe rod, mă doră, nu-i viță de vie. Adică vreau să zic că deja prima capră o și fătat. Câți e zare? No, unu. Cam și fotografia lui aici ca document. Ia uitați-vă. Aici sta ied? Da, încă ce ied mâncă l-ar tata să-l mânce. Și de ce n-are iedul cornie? Păi mă, de ce n-are iedul cornie? Pentru că încă nu-i însurat, domn primar.
Bă, pe mine nu mă interesează, faceți ce știți, dar să crească natalitatea. Păi cu ce suntem noi de vină că doamna Capră nu mă ied o vrut să facă, nu? Bă, de la Ion Creangă în coace e foarte greu să ne închipuim o capră fără triez. Nu, o să fie, nu. Ar mai fi o treabă. Care, domn primar? Că trebuie să trimă la zală. Aha, e ca pe vremuri, da. Cum stă la cultura mare? Gata ratul, gata însămânțatul, gata treieratul. Oh, 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 oh. Da, zootehnie. Gata fânul, gata nutrețul, gata ciocălăi, gata iarna, floricele pe câmpii. Hai să scoatem animalele să se bucure de aer și de soare. Mă, da, vacile. Na. Vacile cum se simt? Nu, ca vacile. Adică vreau să zic, alea sănătoase, cum nu se poate mai bine. Alea betiaje, cum nu se poate mai rău, domne? Bă, dar veterinarul ce-o păzit? Da, pe e greu și dumnealui, că e însurat, nu. Să facă bine să se însoare, să stai mai mult timp între vaci. Da, numai că zice că riscă să-l condamne pentru bigamie. Nu știi ceea ce e? A, eu sunt ortodox. Stai că te lămuresc, eu, bate. Bă, bigamia, da? E atunci când un bărbat, da? Ține mai mult e muie. Asta e bine, domnule. Păi cum să fie bine, mă, no, că legea condamnă, mă. Nu-i bine. Adică ce să mai lungesc? Îl bagă la închisoare. No. Am mai înțeles? Am înțeles, dar nu știu nici ce îl bagă. Ca pedeapsă ori să se hodinească. Dar apropo, domn primar, dumneavoastră sunteți însurat? Bă, nu sunt însurat, dar sunt logodit. Mare minune și logodna asta. Api mare, mă. Eu când am fost logodit cu Florica mea, eram, cum să spui o dumitale, că ești cam greu de cap. Eram un trup și un suflet. Așa și eu. Cu Florica mea? Nu, cu dumneatal. Come? Da, auzi? Da. Însuratul te-ai cu e? Însuradar. Numai că după însurătoare a rămas numai cu trupul. Că sufletul mi l-a scos, Florica! Nu! Doar așez, mă, tăte, mă! Tăte să așez, mă, lugu, pe lângă tine, lugu, până pun mâna pe tine! Hai! După aceea, ia și te toc. Aveți dreptate, domn primar. Da. Mari dobitori suntem noi bărbați. Bă! Auzi? Da. Afirmația asta fă-o la singular. Mare dobitoc ești, domn primar. Da? Dar stai numai așa. Auzi? Da. Când te-ai însurat netacul ăla Florică, uai, o fost fecioară? Nu! O fost capricorn. Bă, eu să poți. La ce? Deja nu poți, domn primar. Bă, să am putere. A, pe așa zi, domne. Bă, să am putere. Așa. Bă, pe tăche femeile necinstiche, pe tăche ale necinstiche le-aș aduna într-un loc, da? Și le-aș arge de vin. Bă, pe tăche ale necinstiche, într-un loc, le-aș arge de vin. Ai de mine, domn primar, dar de unde a tăchea lemne? Nu, bine, hai mă, că cu dumneatale nu scot eu la capăt. Că mi-e de mărți la zălau. Pentru simpozioane... Au, dacă tot merg la județ, aș avea o mare rugare la dumneata, domn primar. Eh. Că m-a rugat o nepoată să-i cumpăr niște medicamente. Ai rețetă? Am, dar unii e trăs de am pus. Nu pe nepoată, pe rețetă. Ai, no, no, stai așa. Hai de mine, mă. Stai numai că... Antibabe. Antibaby babe. Anti, cum zici dumneata, domn primar? C-o zici nepoata asta mea că de nu bea medicamentele este, tare rău doare capul. Dă numai rețeta că știu ce-i trebuie la nepoata mea ta. Da, da, da. Că nu ți-ai putut lua mașină. Ce? Te duceai, pac, farmacie înapoi. Nu. Așteptăți, vă rugați, domn primar, nu faci bine, merg la zălau, iei 2 kg de riscați și niște mieri. Domn primar, nu faci bine, să iei niște varzi. Netaș, gândești că e socră mea. Nu-mi trebuie mie așa ceva, da, domn primar. Sigur, că dacă ar fi după mine, eu mi-aș lua un satelit. Ce ți-ai luat? Un satelit.
să poți bea un pahar de horincă. Eu, Ionașul Pietrișului, umblând prin cer ca și cosmonauți. Uși, 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 uși! Nu, uși, uși, uși! Bă, ei, nici aceea nu beu, mă! Nu! No. Și aceea-s la volan, bă! Nu, no. Și-a picit dacă-s la volan? Că doar n-or fi polițiști de circulație și pe acolo pe sus, domne, iartă-mă! Hai că dumneata nu vă scot eu la capăt. Auzi? Da. Hai și mă conduc să nu mă muște câini. Că anul trecut l-a mușcat și-o turbat câinele. S-auzi în de bine. Aplauze bine meritate pentru acești doi prieteni dragi, care sunt, așa cum am spus, și sălăjenii noștri.